Bună ziua, doamnelor și domnilor, mult iubiților și stimaților, astăzi este marți, Știți foarte bine că de-a lungul vremii omenirea în extraordinara ei inventivitate a început să construiască. Există unele construcții care... realizarea acestor construcții durează ani. Altele zeci de ani, veți auzi din spate, încă se construiește, a trecut un an de când se construiește, da? Încă se mai construiește, dar așa apar marile capodopere, așa apar viitoarele cele șapte minuni ale lumii, probabil și asta de aici din spate va fi una dintre cele șapte minuni ale lumii. Ia să mai caut toată ziua de astăzi, 26 iulie. Că văd că Wikipedia îmi dă cu flit. Habar nu am ce se întâmplă. Ideea este că nu funcționează rețeaua. Așa, ce spuneam? Că se construiește continuare. Se construiește, se taie aici, frate, în spate de numai. Da, pe de altă parte, așa a apărut Marele Zid Chinezesc, așa s-au construit piramidele, așa, canalul Dunăre Marea Neagră sau canalul Panama de Suez, astea n-au apărut așa peste noapte, corect? E foarte fain că vin echipe întregi, dar nu știu ce se întâmplă cu internetul. Zilele astea, internetul îmi face niște figuri de nu se poate. Cred că tehnologia mă urăște. Ăsta s-a bușit cu totul. Trebuie să-mi găsesc un rapăn de telefon mai bun decât rapănul ăsta de telefon care nu mai reacționează la nimic. Mă trezesc vorbind singur. După ce convorbirea s-a încheiat, eu sunt în continuare acolo și omul mă aude, deși el îmi zice ok, la revedere, hai vorbim, apăs pe el, săracul, nu mai face nimic. În jur și el zice, pe mine mă înjuri, a, mă scuzi, nici nu mai știam că ești acolo, am crezut că s-a întrerupt între timp. Da? Dau să răspund cuiva și ca acum, adică tot mașina lua restart. Pentru că e bine, tehnologia face mie figuri din astea, în momentul ăsta am pierdut accesul la internet, ieri mi s-a întâmplat aceeași chestie, sun la ăștia de la UPC de bubui, zile întregi de plătit abonament, fără să am acces la net, tot mă întrebați, și sun până la urmă la București, bună ziua, foarte de treabă omul care mi-a răspuns, adică s-a chinuit ca la proști să mă lămurească ce și cum. Dați-vă rog un restart la router. Da, un restart. Funcționează? A funcționat. Bine, după ce mi-am pierdut resetarea la balea de fabrică, da? Pierdut numele rețelei, pierdut parola, puse toate astea din nou, zice, acum la telefon eram cu el, da? Funcționează? Zic, funcționează, minunat. Păi, vedeți că funcționează, e problema de la dumneavoastră. Dom'le, zic, eu personal nu construiesc rutere. Sau modemuri, sau cum drag se cheamă cutiile alea în care bagi în fundul lor o grămadă de cabluri. Nu construiesc așa ceva. Eu sunt utilizator și dacă dumneavoastră credeți că eu o să stau cu o scobitoare de fiecare dată când nu am net ca să bag în fundul porcăriei ălea și să o refac, apoi vă înșelați amarnic, da? În fine, a mers 10 minute cât mi s-a încărcat un film. În timp ce mă uitam la filmul ăla, zic, hai să văd ce se mai întâmplă pe Facebook. Am pus o pauză, am intrat pe Facebook, nu mai aveam net din nou. Sun la București. Bună ziua, mai țineți minte cu 10 minute? Am sunat. Da, da, ce vă funcționează? Nu funcționează, că dacă ar funcționa, nu v-aș suna. N-aș fi la telefon în momentul ăsta. Păi încercați să dați un reset la din alea de fabrică. Zic, bre, nu pot să renunț la router, modem, ce drag cutia aia neagră și să bag cablu direct în fundul calculatorului ca în vremurile bune. Nu, că știți, vă trebuie și pentru televiziune și că așa e când faci struțul cămile. Da? Faci struțul cămile, faci un aparat care să-ți aducă și gaz, și internet, și curent electric și nu funcționează bine pe niciuna. Dacă ai avea un aparat să aducă gaz, un aparat să aducă curent, un aparat să aducă telefonie, un aparat să aducă televiziune, par fi bine. Da? A, nu, se fac struțul cămile de astea. Da? După aia încep să primesc o grămadă de apeluri telefonice pe fix, evident. Bă, dar am sunat la tine de am zăpăcit, frate, nu funcționează aparatul ăla. Da, o să-mi cumpăr o fabrică, o să închiriez o fabrică care face rutere sau modemuri sau cum dracu să cheamă cutia aia neagră și să am și eu acces. Da? Bineînțeles, aparatul fiind la mine în casă și nefuncționând la mine în casă, nu poți să le zici oamenilor că, bă, nu vă mai plătesc abonamentul. Uite acum, de exemplu, am căzut într-o gaură. Vă veniți să credeți? Aici în interior.
Nu poți să le spui, domnule, nu vă mai plătesc abonamentul pentru că din cauza voastră n-am avut acces la internet timp de 2, 3, 5, 100 de zile. Pentru că e la mine în casă și probabil din cauza mea nu funcționează chestia aia. Nu-i așa? În fine, acum, de exemplu, aș vrea să intru pe Wikipedia și să caut ce s-a întâmplat de-a lungul vremii. Pe 26 iulie. Uite, bă, că a luat un sfârșit. Ia să vedem. Bun, mulțumesc. Chestii din astea, da? Că dacă chemam pe cineva, frate, nu merge tableta și... Uite, bă, că merge. Ești prost că nu știi să o folosești. Foarte probabil. Primul card Visa a fost utilizat la Thomson Travel pe 26 iulie în 1976 în Statele Unite, fiind emis de Howard Bank. Suma tranzacționată a fost de $178, fiind folosită pentru cumpărarea unor bilete de avion. Asta era în perioada în care nu orice om avea carte de credit. Da? Card. Erau ăia meseriașii care aveau card. Restul prostimea mergea cu banul în buzunar. Acum deja băncile te roagă să-ți faci card la ei. În 1965 se garantează independența deplină pentru Maldive, în 1958 se lansează Explorer 4 în programul Explorer, vorbim de 1958, frate, între timp, în 2016, românii încă nu sunt stare să facă străzi. Da? În 58 oamenii au trimis chestii în spațiu, în spațiu cosmic, în afara Pământului. După zeci și zeci și zeci de ani, România nu e în stare să facă străzi. Sau să aducă apă curentă în gospodării. În 1956, în Egipt, are loc naționalizarea canalului Suez. În 1944, prima rachetă V2 germană lovește Regatul Unit. La mulți ani lui Dan Vasiliu, colegul, prietenul, juristul și jurnalistul, co-colaborator, co-prezentator, co-coșul de la retrospectiva săptămânii, persoana pe care o vedeți acilea în fiecare vineri la retrospectivă, împlinește astăzi minunata vârstă de... Habar n-am câți ani face, dar e ziua lui că scrie pe Facebook, altfel habar n-aveam, că e secretos omul. Nu vrea să dea de băut. Asta e explicația. Că dacă nu spunea Facebook, nu știa nimeni că e ziua, în afară de nevastă și de copii, evident, și de părinți. Așadar, la mulți ani, Dan Vasiliu, să ne trăiești viață și acordeoane, așa, sălbatec, cum zici tu, zile frumoase, multe și la 100 de ani, tot acelea să ne vedem la retrospectiva săptămânii. La mulți, te-ai născut în zi bună, bre, te-ai născut cu Mick Jagger, care e născut în 1943, te-ai născut cu Roger Taylor, muzicianul de la de Queen, care e născut în 49, te-ai născut în aceeași zi cu Dan Condurache, care e născut în 52, cu Kevin Spacey, Sandra Bullock, te-ai născut într-o zi bună, bre, și Monica Aghiuță. Monica Ghiuță, care e născută în 1940. Mai zic? Nu, atât. Cine a murit pe 26 iulie? Ion Cantacuzino, Alexandru Cișman, Eva Peron, Benjamin Worf, lingvist american. În Cuba este sărbătoarea națională astăzi. Liberia, sărbătoarea națională proclamarea independenței la 1847, Maldive, sărbătoarea națională proclamarea independenței, vă spuneam, la 1965, iar în Biserica Catolică sunt servați astăzi Sfinții Ioachim și Ana, părinții Sfintei Fecioare Maria. Astea ar fi datele importante ale zilei de astăzi. Nici nu știu cu ce să încep. Vă spuneam de tehnologie mai devreme, că tehnologia și-a bătut joc de mine zilele astea profund, telefonul nu funcționează, tableta a început să facă figuri, nu știu ce să le fac, probabil. Plus că telefonul meu transpiră. Ați mai pățit chestia asta până acum? E vară. Mașina mea îngheață pe interior iarna, iar telefonul meu transpiră vară, curge apă din el. Deși nu l-am ținut în apă, îl țin constant în buzunar, ferit de pericole, el transpiră. Dacă îl storc, iese ceva din el. Dacă intru, Doamne feri, cu porcărea asta de telefon pe net,
folosind Wi-Fi-ul sau datele, mai rapid și ia foc. Ori pot să-l folosesc pe post de plită. În felul ăsta se încălzește. Da, pun un telefon pe care mi l-a dat rețeaua aia de aici că ți-ai făcut abonament la noi. Aia mă așteptam să fie extraordinar de bun. Partea ciudată este că vreau să-mi cumpăr un telefon, da? L-aș schimba, să trec și eu pe un telefon mai de Doamne ajută care să-și facă treaba. Citesc astăzi un articol. Ia să văd dacă l-am. Da. De la ziare.com. Ziare.com, nu știu dacă ei au scris articolul ăsta sau l-au preluat de la altcineva, dar vorbim de persoană, Constantin Pescaru scrie. Persoană care e probabil în București. Da? Spun probabil pentru că ascultați titlul. Telefonul relativ ieftin, perfect pentru tineri. Vă zic din prima, vorbește de Huawei, nu știu cum dracu, pe 9 sau pe 9 Lite, ceva de genul. Frumos și el, telefonul fain. Zic, bă, relativ ieftin pentru tineri, fantastic, poate merită. Ia să văd cât costă, vă spun imediat. 1199 de lei. 1199 de lei, asta înseamnă cu 140 de lei mai mult decât salariul minim pe economie, pe care cu succes ne-l oferă patronii. Tuturor celor care lucrează pe minimul pe economie, că v-am spus în continuare, merg pe ideea clară că niciun patron nu o să-ți dea un ban mai mult decât e obligat de stat să-ți dea. Deci, salariul minim pe economie 150 de lei, atât. Da, n-ai să vezi mai mult. Niciodată. Decât dacă vine vreo lege nouă care să spună, domnule, de mâine le dați 1100 de lei. Ei, atunci vor da 1100 de lei. Dar nici un leu mai mult. Sau un ban, sau ceva. O scobitoare în plus. Niciodată. Cu alte cuvinte, salariul minim pe economie, salariul minim pe economie, 1050 de lei, cel mai ieftin telefon sau un telefon, cum spune Constantin Pascaru, pe Pescaru, cum am zis că îl cheamă pe nenea ăsta, care clar locuiește în București, că acolo se câștigă, Constantin Pescaru, se câștigă mai mult de minimul pe economie. Deci salariul minim pe economie, 1050 de lei, prețul unui telefon relativ ieftin, din punctul lui de vedere, 1199 de lei, adică 1200 de lei fără un leu. Eu zic că merită să nu-ți plătești o lună chiria, abonamentul, mâncarea, prezervativele, scobitul nas, hârtia inginerică de șters la, da? Așa, și să-ți iei un telefon care Huawei, adică măcar de-ar fi vreun, nu știu, ceva să rupă, dar din punctul lui de vedere un telefon relativ ieftin, relativ ieftin, deci și ca, nu știu, specificații, e cam de banii ăștia. Deci nu ți iei un telefon fantastic, extra, ultimul tip de Samsung sau ultimul iPhone sau ultimul nu știu ce dracu, mai fac telefoane. Și nu pot să nu mă întreb de ce măsa pe gheață costă, frate, telefoanele atât de mult. Abia acum am văzut și eu treaba asta pentru că încerc să-l schimb pe al meu. Mi-aș lua un telefon la care să și pot răspunde și să pot vorbi, da? Și să pot opri pe urmă convorbirea. Și umblu după telefoane și văd prețuri de astea. Băi, să mor dacă nu, ăștia mă fac să trec înapoi pe telefoane de alea, Nokia 1100, din alea vechiuțe, care costă, e adevărat, și alea vreo 2 milioane. 200 de lei. Un telefon din ăla cu un ecran atâta, niște taste atâta, dar cu care îți poți face treaba. Nu ai acces la net, nu știe ce e la e-mail, nu cunoaște Twitter, nu are nicio treabă cu Facebook Messenger-ul sau Facebook sau internetul în general, nu știe să facă poze, dar măcar poți să vorbești. Și te ține acumulatorul 12 zile ca pe vremuri. Da? Sunt frustrat la faza asta, da? 1199 de lei, un telefon relativ ieftin. Băi, domnul Constantin, îmi pare rău că zic chestia asta, Constantin Pescaru, dar în ce țară trăiți dumneavoastră separat de mine? Că eu nu mi-aș permite nici în 4 luni să pun bani deoparte și să dau 12 milioane, da, 1200 de lei pe un telefon. Nici dacă pun bani deoparte în 3-4 luni, nu aș reuși să fac suma asta ca să-mi iau un telefon relativ ieftin. Eu nu înțeleg ce înseamnă relativ ieftin. Păi dacă ăsta e relativ ieftin, cât costă, frate, un telefon scump? Îți vinzi apartamentul ca să ai telefon? Cum funcționează sistemul? Poți să iei în considerare să-ți cumperi un Huawei pe 9 Lite. Un telefon relativ ieftin care să facă poze bune, iar bateria să te țină când te plimbi prin parc prinzând Pokémon. 12 milioane. 12 milioane nu am eu cu părinții mei la un loc. Într-o lună, că guvernul în înțelepciunea lui extraordinară a decis că atât ne trebuie ca să trăim, să supraviețuim. Nu ne trebuie mult. Noi ca români trăim cu
cartofi și ceapă. Atât a decis guvernul, că nu ne trebuie. Și într-adevăr, sunt ofticat la chestia asta, frate. Cât dracu costă un telefon, Dumnezeule? Când vii-te la marea de telefoane care au ieșit pe piață în perioada asta, gândindu-te la afluxul puternic de invenții care intră într-o porcărie de telefon, te-ai gândit că ar fi mai ieftine. De ce? Că sunt multe și că oamenii vor să le vândă. Nu, frate, ei 14 milioane, 15, 25, 80 de milioane, 95 de milioane pe un telefon. Dar cine are banii ăștia? Îmi cer scuze. Cine dracu are banii ăștia? Să-și ia un telefon. Păi să am banii ăștia, aș pune deoparte și mi-aș schimba mașina. Că aș ieși mai ieftin și mai rapid, aș face treaba asta. Imaginați-vă ca un român normal cu minimul pe economie să pună deoparte 12 milioane ca să-și ia un telefon relativ ieftin, păi trebuie 5 luni sau 6 luni de pus deoparte. Ca să nici să nu mor de foame, să umbli cu pantaloni rupți în cur și cu papucii rupți în talpă, că îți trebuie, na. N-am înțeles chestia de telefon relativ ieftin. Oricum, mi-am făcut reclamă, Huawei pe 9 Lite, n-arată rău, este foarte fain, e deștept, știe să fac o mulțime de chestii, dar nu la banii ăștia, frate, să stea acolo 12 milioane de ani. Jesus! Există un oraș în România, de parcă ar exista un singur oraș în România, dar în fine, există un oraș în România, scrie Firuța Flutur și scriu Firuța Flutur și Laura Petrescu pe gândul.info, un oraș în România în care nu mai sunt locuri în cimitire. Nu mai sunt locuri. De ce? Pentru că logica ne îndeamnă să credem că poți să bagi oameni în pământ, dar de acolo nu mai iese nimeni. Adică îi faci unui om un loc de 2 pe 1 jumate sau cât 2 pe 1, corect, îl bagi acolo, dar nu mai folosești, adică de acolo nu iese nimeni, ei rămân acolo. Ei, la o anumită perioadă știu că se scot, se reciclează cumva locurile alea, corect? Însă oamenii mor foarte mult și pământul nu se lărgește, el rămâne la fel. Și în Roman, de exemplu, problema este aceeași, cimitir Eternitatea Mare puțin și rămâne în pană de locuri, de aceea se lucrează puternic la cimitirul din cartierul Nicolae Bălcescu, unde oamenii deja au început să dea din fălci. Cum să mă duc, frate, să mă îngroape acolo la țigani? Asta este, nu vă îngropați, dați-vă foc ca barbarii pe vremuri. Mergând pe aceeași idee, vă spuneam că noi ca români suntem foarte inventivi, dar suntem proști ca noaptea. De ce? Pentru că nu ne lasă tradițiile să fim mai deștepți. Alte țări care s-au confruntat cu problema asta a lipselor în cimitire au trecut la reorganizare. Toate mormintele care erau pe suprafeță de 5.000 de hectare le-au restrâns într-o jumătate de hectare și le-au dus în sus. Ceea ce se numește cimitir etajat. Dar nu, pentru că noi și în moarte trebuie să ne arătăm valoarea. Da? Deci nu contează că în viață ai arătat valoarea și ai rupt gura târgului cu mașini supărate, cu gagii cele mai frumoase, aruncat cu bani. Nu, și după ce ai murit trebuie să faci exact aceeași chestie. Deși ești mort și nu te mai interesează, da? Dar dacă nu, tu, familia ta, urmașii, trebuie să arate că, bă, frate, ce miseriași suntem noi. Și atunci tragi un mormânt de la superb, nu? Pentru că dacă ar fi de alea, cum zic eu, în sus, alea ar fi identice. Și ai fi comun. N-ai mai ieși în evidență. N-ai mai avea valoare. Da? Alte țări, mai mici decât România, țări cu suprafață așe, gen Italia, care nu e țara mai mică decât România, dar e îngustă. Știm cum arată Italia. Italia și-a dat seama că nu mai are loc de cimitire de 4, 5, 10, 25 de hectare. Că nu e loc pentru vii. Nu mai e loc pentru vii, dar rămite pentru morți. Și atunci au început de o vreme să-și facă cimitirele, să-și pună morții etajat, bre. Și populația a înțeles că decât să stau eu să locuiesc într-o cutie de carton și mortul să stea într-un mausoleu, mai degrabă lasă-l pe mort într-o cutiuță, că e un mort. Îi trebuie așa un sertar în care să intre și pe locul lui să facem o casă în care să locuiască o familie vie. Dar noi suntem tradiționaliști, bre. Nu putem să stăm unii peste alții, decât în viață. Viața, da, trebuie să fie de căcat. Putem să stăm 80 de oameni într-o singură cameră. Mort! Ai nevoie de locul tău, bre! De camera ta, că altfel nu se poate.
Când ești mort, ai nevoie de propria garsonieră. Când ești viu, n-are importanță, poți suporți. Reziști la foame, reziști la înghesuială, stăm câte 15-20 într-o cameră sau într-un apartament ăsta, într-o cutiuță de beton, de două camere, cu 6-7 oameni, câți membri are familia, dar după ce ești mort, măcar acolo să te bucuri de confort. Morți o duc mai bine decât vii. Și ne plânge că nu avem locuri în cimitire. Păi de du să ai locuri. Dacă tu tot pui acolo, tot pui și te întinzi. La un moment dat o să dai afară pe cei din casă, o să dărâm niște blocuri. Ce e aici? Un cartier muncitoresc? Da, ghinion, fraților, trebuie să dărâmăm. De ce? Pentru că trebuie să facem cimitir pentru morți. Păi și noi unde locuim? Vă privește, nu-i problema noastră. Morții au întâietate la noi. Doar 10 locuri de înhumare mai sunt libere în Ploiești, reprezentanții municipalității anunțând că vor demara procedurile pentru extinderea cimitirului din cartierul Mihai Bravo. Iarăși, într-o chestie pe care nu reușesc să o pricep, nu se ocupă biserica, bre, de cimitire? Că-i domeniul lor de activitate. Da, ok, ține de municipalitate, dar... Încă, ci că nu mai sunt decât 10 locuri în care să pună pe decedați. Am trimis către primărie încă din 2014 o serie de adrese prin care am cerut extinderea de urgență a cimitirului din Mihai Bravo, întrucât locurile de la acea vreme, număr de 500, s-au epuizat. Mai avem doar 10 în momentul ăsta în cimitir. Am reușit ca în cazul unui deces iminent să rezolvăm această problemă, însă vom rămâne fără soluții, spune purtătorul de cuvânt al SGU Ploiești, Adela Frățilă. În scurt timp va fi demarată procedura de extindere a cimitirului din Mihai Bravo. Cu o suprafață de în jur de 3,2 hectare. De unde mai apar astea 3,2 hectare? Demolează vreo stradă? Un mall? Expropriază pe cineva. Nu, înțeleg că municipalitățile, acum nu vreau să fiu răutăcios, încerc doar să punctez ceva. Municipalitățile au spații, da? Care aparțin municipalității. Nu sunt în proprietatea cuiva, persoană fizică, sunt ale municipalității și ăștia decid să facă treaba, să extindă cimitirul. Dar mi se pare absurd să extinzi un cimitir pentru niște oameni care nu mai există. Fă-le, bre, un mauzoleu mare și bagă-i pe toți acolo la grămadă. Uite așa frumos, unul peste altul. Și gata. Ups, îs eu absurd la faza asta? Adică e atât de ciudat să gândești că vreau să am o viață mai bună decât o persoană care a decedat și care nu mai are niciun fel de viață? Eu aș prefer să am un bloc panele construit decât să extindă un cimitir. Zic și eu. Poate și eu nu sunt genul tradiționalist. Sincer, că tradițiile sunt bune, sunt identitatea unui popor, dar unele tradiții trebuie să dispară, bre, pentru că nu mai sunt la zi. Nu mai poți cum e. Jucatul cearșafului la nuntă, din fericire a dispărut, era o tradiție să vadă că mireasa era virgină, după ce făceau ei o treabă acolo se ieșea cu cearșaful plin de sânge ca să vadă nuntașii că mireasa a fost cinstită. Din fericire tâmpenia asta a dispărut. Mersul cu lăutarii în căruță nu a dispărut, s-a transformat în claxonat într-un cârd de mașini, dar tradiția aia în sine nu mai există, da? Aia cu lăutarii călare pe un butoi de vin. Bătutul copchiilor când venea conducătorul ca să vadă conducătorul iubit că sunt ținuți în frâu copiii, iarăși a dispărut. Datul palmelor odată cu moștenirea, iarăși a dispărut. Sunt tradiții vechi, da, ok, țin de identitatea unui popor, dar din fericire dintre ele mai și dispar. De ce? Că-s depășite. Trebuie să te adaptezi ca să ai o existență actuală mai bună. Numai noi nu ne adaptăm, noi rămânem înveliți în tradițiile astea, că ne dăm în vânt după tradiții noi ca populație. Aldo pusese ieri o fotografie pe Facebook, am zis că nu o să mă bag în discuția aia, mă bag acum că mi-e mai ușor să vorbesc. Turcia în 65 la Olimpiadă, Turcia în 2016 la Olimpiadă, atunci când religia ți impune să fii bou. Da? Când vine cineva și spune, nu putem pentru că tradițiile noastre ne arată că femeile trebuie îmbrăcate de sus până jos, să nu arate părul, să nu se... Da?
Asta înseamnă să nu evoluezi, ci să te duci înapoi, să involuezi. E bine, e chestie de respect să-ți ții morții, strămoșii undeva. Da? Să le ții corpurile acolo pentru că, sincer, n-am înțeles de ce. Da? Dar măcar hai să ne adaptăm. Ori într-adevăr să locuim noi în spații din ce în ce mai mici, ca să le lăsăm lor spațiile cele mari, că au nevoie, că oamenii mor în fiecare zi și să îngropi un om, nu-l bagi într-un 50 de centimetri pe 1,80 m, îl bagi în 2 metri pe 1,5 m, da? Deci, un spate, trebuie și lui un spațiu acolo să respire. Bașca mai face un cavou din ăla super meseriaș pentru o familie întreagă, n-a murit niciunul din familie, dar e bine să ai acolo un spațiu de 8 metri pe 10 metri, corect? Și atunci, unde e evoluția? Unde mutăm noi în spate? Ăștia vin, ne mutăm în spații din ce în ce mai mici. Potrivit anunțurilor postate pe internet, un loc de veci în cimitirele din Ploiești poate fi cumpărat cu 3.000 de euro. Spre comparație, Mitropolia Olteniei primește milioane de lei de la stat pentru o catedrală aflată de 10 ani în construcție. Vă spuneam, începusem emisiunea cu construcții care durează 10 de ani. Realizarea lor, nu construcțiile, ele durează mult. Da? Mitropolia Oltenia construiește de 10 ani la Craiova o catedrală, construcție pentru care primește anual sume importante de bani de la bugetul Consiliului Județean Dolj, însă lucrările par departe de a fi finalizate. Construcția Catedralei Sfântului Ioan Botezătorul din cartierul Craiovița Nouă. Mulțumesc! A început în 1990. Piatra temelie a fost pusă în luna martie de către mitropolitul de atunci al Olteniei, Nestor Vornicescu. S-a reușit turnarea fundației, însă lucrările au fost abandonate din lipsă de fonduri. În 2006, Mitropolia Olteniei a reușit reluarea construcției. În 2007 a și semnat un parteneriat cu Consiliul Județean Dolj pentru a primi fonduri. De parcă eu, dacă aș vrea să-mi fac o casă și cer mâine primarului bani, parteneriatul l-am scuipă în chelie. Dar ce, te-am pus eu să-ți faci casă? Cum te-ai băgat să-ți construiești o casă dacă n-ai bani? Este! Se mai cheamă și casa Domnului, deci nu e a noastră, e a Domnului. Lămuriți-mă, vă rog, nu evoluăm puțin. Despre asta vorbim, n-am nimic, știți foarte bine, cu credința, fiecare o are foarte bine și eu am pe mea. Dar chestia asta, eu dacă vreau să-mi fac o casă, în afară de faptul că mă nebunesc ăia cu birocrația și cu acte și cu aprobări și cu avize și cu diriginte de șantier și cu ingineri de lucrări și cu supervizori și cu supervizora supervizorului și cu chitanțe care să dovedească printr-o adeverință că sunt reale, dar ca să dovedească mai întâi chestia asta trebuie să dovedești că adeverința este reală printr-o procură pe care trebuie să o dai unui om pe baza unui contract personal semnat, da? Genul ăsta de lucrătură. Eu, ca să-mi construiesc o căsuță, lăsăm la o parte faptul că nu am bani, am nevoie de un mal de așa de acte. Pe urmă, îmi dau seama că nu mi-ajung banii și dacă las o casă neconstruită, în 5-6 ani vine primăria și spune, băi, dar nu continui cu construcția, că arată rău. Dă rău la imaginea municipiului, bre. Lucru foarte corect. Susțin și eu chestia asta. Băi, dacă vrei să construiești, construiește, dracu, dacă nu, nu te băga. Și atunci ce fac? Mă duc eu, neamțu, în Consiliul Județean sau în Consiliul Local, că mă cunosc ăștia de aici, da, destul, ca pe un calbreaz. Mă duc în Consiliul Local și le spun, știți, domnilor, am venit cu propunerea să fim parteneri, adică eu aș vrea să-mi construiesc casa, dar trebuie să semnez un parteneriat cu Consiliul Local pentru că nu mi-ajung fondurile și aș dori să-mi dați voi bani. Da? Eu îi și văd cum o să belească ochii la mine, ce-i cu ăsta? Cum să-i dăm bani ca să-și facă casă? Păi da, frate, că uite, s-a creat precedentul la Episcopia sau cum se cheamă, Arhiepiscopia Craiova, s-au dat bani la Mitropolia Olteniei, peste 4 milioane de lei, ca să-și facă casă. Dar mie de ce nu mi-ați dat?
Eu îmi plătesc taxele și impozitele către stat. Îmi plătesc locul de parcare. Îmi plătesc taxa de drum. Mi-am plătit RAR-ul. Îmi plătesc ITP-ul. Plătesc taxa de poluare, care a fost declarată ilegal de mai multe ori. Dar eu plătesc. Am plătit-o, adică. Da, nu mai plătesc acum. Bani pe care n-am să-i văd de la stat înapoi decât dacă îl dau în judecată. Sunt corect. Îmi plătesc toate taxe și impozite. Aș vrea să-mi dați bani să-mi fac casa. Păi nu dă Consiliul Local bani. Cum să nu dea bani? Uite, i-a dat 4 milioane de lei la Mitropolia Olteniei să-și facă casă. Orice preot din Roman care a vorbit în Consiliul Local și a cerut bani pentru nu știu ce biserică, a primit bani, deci se dau bani pentru chestii. Vreau și eu să-mi fac casa. Aș dori să-mi dea bani Consiliul Local, să-mi aloce o sumă măcar, să mă ajute. Este? De ce? Că văd că se dau. Și nu mie, care mai aveți nevoie de casă, locuiești la blocurile ANL și plătești acolo o gârlă de bani, mai degrabă te-ai duce dracu să stai în chirie undeva, să-ți închiriezi un apartament de la o persoană fizică decât să stai la blocurile ANL, că ai toate utilitățile la îndemână, nu stai la mila vecinului de la 4, să dai drumul la centrală iarna când sunt minus 20 de grade, da? Ăia ar trebui să meargă la primărie și să spună: domnule, vreau să-mi fac o casă, dați-mi bani. De ce? Pentru că la Mitropolia Olteniei s-au dat bani, la Biserica Sfântul Nicolae s-au dat bani că s-a stricat nu știu ce șgheap, de parcă ar fi casa mea sau a primăriei. E biserica lor să și-o rezolve. La nu știu ce biserică s-a stricat acoperișul. Ghinioi, ce să-i fac? Eu știu, o băbuță de pe Ștefan cel Mare, că i-a picat acoperișul în cap. Nu s-a dus primăria să-i dea bani. Nici n-a cerut femeia, că știa că nu o să-i se dea. E proprietate privată, să se descurce. Ia uite, frate, de parcă biserica ar fi a mea. Nu, e proprietate privată. Dacă întrebe cineva, ia bisericii. Păi biserica înseamnă Biserica Ortodoxă Română. Este societate autonomă. O privește. Ai, înțelegeți, nu sunt eu răutăcios, dar sunt niște absurdități. Adică de ce au ăia mai multe drepturi? Cu cei, nimeni nu-i mai presus de lege decât preoții, politicienii, polițiștii, profesorii și prostituatele. Lămuriți-mă, cum funcționează? Persoane care sunt corecte din punct de vedere fiscal nu au datorii nicăieri, dar au nevoie de un ajutor financiar, că tocmai pentru că nu au datorii, se lasă curul gol ca să nu aibă datorii, ăia nu au parte de ajutor. Ăștia alți de 10 ani se chinuie să facă o biserică și primesc bani anual și n-au făcut-o nici acum. Catedrala Mânuirii Neamului, gârlă de bani, nici acum nu-i gata. Bașca nici măcar nu vreau. Dar din banii mei s-au dus acolo, finanțe. Nu m-a întrebat nimeni, bă, dar vrei să cumperi cu mințirea pământului? Nu, s-a făcut imediat un teledon. Dați bani pentru cumințenia pământului. De parcă ne-am îmbogățit aducându-o în România. Dați bani pe o chestie supraevaluată. Dați bani. Pentru asta ne întreabă. Vreți să dați bani pentru cumințirea pământului? Răspunsul: nu. Las-o acolo unde stă, că stă foarte bine. Să o aducem ce? În România să o băgăm într-un depozit și să stea într-o cutie? Las-o acolo la francezi, să se bucure oamenii de ea. Dacă e extraordinară lucrătură de artă, lăsați-o acolo. Nu am nevoie de ea în România, musai, că doar nu sunt eu posesorul adevărului extrem sau a artei. Arta e peste tot, las-o acolo. Trebuia să mă întrebați când ați dat o gârlă de bani la Catedrala Mânuirii Neamului ca să pot spune nu. Faceți chestia asta, domnule, Catedrala Mânuirii Neamului pe bază de donații. A, foarte bine. Nu vedeți un leu de la buget? Mergeți din donații. Pe cine credincios va dona. Cine vrea biserica aia va dona. Nu, ați dat din banii mei fără să mă întrebați dacă vreau. Și eu nu vreau. Nu că am ceva cu biserica. E absurd să-mi iei banii din buzunar, să-i folosești cum vrei tu. Păi dacă tot să-i mei, lasă-mă să-i folosesc pe ce cred eu am nevoie, după autostradă funcțională dracului. Am nevoie de ceva care să-i ajute pe investitori să vină în zona Romanului și să poată ieși cu camioanele pe poarta fabricii, fără să-și rupă mașinile. Am nevoie de mobilier școlar în corpul B al CNRV, că o să intre ăia să învețe cu cuiele înfipte în buci, ca șase băncile de pe vremea lui Ceaușescu.
Am învățat și eu o perioadă până m-am dat afară din Roman Vodă, tot în corpul B, la CNRV, și lucram pe aceleași bănci, niște cuiete așa erau ieșite din bancă. Mă sprijineam de ele ca să nu adorm. Vorbesc serios, erau niște cuie mari și puneam un cot aici, rezemat în cui, un cot aici, puteam să dorm, nu-mi cădea capul pe bancă. Dacă de asta mergeam la școală. De asta nu mă întreabă guvernul. Mă întreabă dacă vreau să dau bani pe Cumințirea Pământului. Nu! Nu vreau, lăsați-o acolo. Lăsați-o unde este, foarte bine, dacă stă până acum. Omul ăsta care a făcut-o n-a plecat din România de dragă ce a fost țara asta, a plecat pentru că a fost nașpa cu el țara. A plecat și a creat acolo, bravo lui, și a lăsat toată opera lui francezilor. Păi lăsați-o acolo. Omenirii. Omenirea nu e în România, lăsați-o acolo unde ia, chinuiți. La, dacă trimiteți români după Cumințirea Pământului, eu o scapă în 10 metri și o fac zop, că sunt români. Când s-a văzut vreodată român atent? Te pomeni că se duc 87 de mașini de coloană oficiale și 2 dureli, că, da, care s-o târie, că doar nu o să meargă Cioloș să pună mâna pe cutie cu Lada, cu, pe Lada, cu Cumințirea Pământului, să o aducă în România. Nu, o să aibă doi proști din ăștia amărâți, cu 5 clase, că noi așa o să fie 87 de miniștri, 33 de coloane oficiale, 42 de parlamentari, bineînțeles, toți îmbrăcați la costum și cravată și doi nen din ăștia care au școala vieții, târând cutia aia și la cum îi cunosc eu, o să o scape și o să facă zob. Că așa o să fie! Se vor tăia 70 de pamblici, vor cânta fanfarele. România și-a preluat în sfârșit, în România a ajuns din nou geniul lui Brâncuș. Da, vă imaginați cum o să fie? România va deține artă tradițională, românească, arta, sufletul nostru românesc, care până acum a stat la Paris, că na, acolo a fugit autorul. De dragă ce a fost România, a plecat la francezi. Da? Și s-a dus omul ăla acolo și acum noi vrem să-i aducem arta înapoi și o să o facă Durel zob. Sau nu o să meargă nici dracu în muzeu să o vadă. Asta o să fie, știm foarte bine. E, frate, pe dacă mă mai bateți la cap mult. Revenind, cu excepția anului 2011, anual de la bugetul Doljului au fost redirecționate sume importante de bani către lucrarea catedralei Metropoliei Oltului, zic bine, Oltului, da, Olteniei, ajungându-se la peste 2,5 milioane de lei. Potrivit reprezentanților Consiliului Județean Dolj, banii au fost alocați astfel: 700.000 de lei în 2007, 400.000 în 2008, 100.000 în 2009, 300.000 în 2010, 300.000 în 2012, 300.000 în 2013, 100.000 în 2014, 300.000 în 2015, 136, 137.000 aproape în 2016. Primăria Craiova și ea a alocat bani tot Arhiepiscopiei Craiova, mai exact peste 4 milioane de lei, însă nu cu mențiune expresă pentru catedrala din Craiovița Nouă, și totuși au fost alocate fonduri publice Arhiepiscopiei Craiova în vederea susținerii unităților de cult din subordine, reabilitări, modernizări, construcții. Nu au fost alocate fonduri direct catedralei prin bugetul Consiliului Local, au spus reprezentanții primăriei. Ce e adevărat? E adevărat. Atunci când ai o mulțime de preoți, chiar vorbeam zilele trecute cu cineva, există o mulțime de preoți care merită ajutor. Și pe aia trebuie să-i ajuți. De ce? Că țin în spate 30 de copii orfani cu mâncare, casă, masă, îmbrăcăminte, jos pălăria pentru ei și trebuie să fii nebun să nu-i ajuți și îmi pare foarte rău că nu sunt destui cetățeni care să se implice. Acum nu știu cât și-ar dori preotul respectiv ca ei, ca altcineva să se implice, să vină să dea o mână de ajutor, dar eu vă spun, dacă vreți să faceți voluntariat, există posibilități să faceți voluntariat, să dați o mână de ajutor prin reprezentanți ai bisericii, prin preoți. Există. Jos pălăria pentru ei, nu spun că preoții sunt răi, Doamne ferește. Nu mă înțelegeți greșit, da? Există preoți care reușesc să susțină o activitate intensă cu bătrâni pe care i-au uitat familiile. Există și jos părăria pentru ei și mi-aș stoarce o lacrimă dacă aș fi mai convingător, ca să fiu mai convingător, dar nu îmi iese acum nicio lacrimă. Iarăși, oameni care merită tot ajutorul pe lângă respect. Nu bătrânii, preoții respectivi. Da? Merită ajutați.
Sunt preoți care fac tot posibilul. Sunt cei care merg și botează pe tăcutele. Nu zic nimănui nimic. Nu o ies în fața presei. Vai, am botezat un copil care n-avea posibilități. O fac pur și simplu pentru că sunt oameni. Există. Există. Trebuie să recunoaștem chestia asta. Sunt oameni, există preoți care fac chiar înmormântări pe care le plătesc ei sau nu iau bani, nu știu cum se face la ei acolo. Sunt oameni care fac, dar nu ies în presă să se laude cu așa ceva. De ce? Pentru că sunt oameni, în primul rând. Sunt oameni în primul rând. Nu ies în fața presei. Presa are talentul ăsta de a arăta, bă, nu știu ce preot și-a luat o mașină, nu știu ce mașină mare, meseriașă, în timp ce e în uriaș și lui crapă de foame. Da, genul ăsta. Asta e presa. Oamenii vor așa ceva. Dar chestia asta la altă, cu alocarea 4-5 milioane de lei pentru ce? O clădire pe care nu vor decât câțiva oameni? Deja vorbim de cu totul altceva. Podul care leagă Europa de Asia va fi redenumit, cum, pe aici nu se trece? Nu, va fi redenumit în memoria victimelor tentativei de puci de la 15 iulie, spune, a anunțat luni seară premierul Binali Yildirim. Podul a fost inaugurat în 1973, este cunoscut sub numele de podul Bosfor și se va numi podul martirilor de la 15 iulie, a spus domnia sa la finalul unei ședințe de guvern. Ei au reușit, turcii, ceva extraordinar. Da? Încă nu se știe cine a organizat puciul ăla, persoanele care trebuiau să cadă au căzut oricum, se vede epurare masivă de la generali, colonei, lenți, colonei, maiori, capitani, până la ultimul prost pe care l-a decapitat populația, profesori, peste 40.000 de cadre didactice, etc., etc., dar măcar guvernul turc a luat o decizie fantastic de importantă pentru democrație și anume au redenumit sau urmează să redenumească podul Bosfor în podul martirilor de la 15 iulie. O realizare fantastică pentru care m-aș ridica cu succes în picioare și să o aplaud dacă nu aș fi scârbit. Monumentele în memoria civililor uciși în timpul încercării militare de răsturnare a regimului președintelui Recep Tayyip Erdogan vor fi ridicate atât la Ankara cât și la Istanbul. Știți că există zvonuri și încă destul de bine documentate care arată că de fapt Erdogan singur a pus la cale chestia asta ca să-și consolideze poziția în fața populației. Tare-s curios ce să facem atunci când într-adevăr va ieși la iveală adevărul ăsta. Erdogan și-a făcut singur chestia asta ca să-și consolideze poziția în fața populației. Cât am? 20. Da. Trăim într-o țară în care, vă spuneam, se lucrează 10 de ani la niște clădiri. Trăim într-o țară care se dorește a fi super europeană. Știm foarte bine că o ducem foarte, foarte fain din punct de vedere al vitezei la internet, al ofertelor la telefonia mobilă și totuși atât Orange, Vodafone, cât și Telecom și-au luat amendă pentru că nu și-au onorat obligațiile. Mai exact, atunci când s-au dat licențele de funcționare ale acestor rețele, ele și-au luat obligația de a acoperi câte 225 de localități rurale. Da? Vodafone și Orange ar fi trebuit să aibă acoperire pe 225 de localități rurale. Cosmote 169 ar fi trebuit să acopere RCSRDS 57 de localități rurale. Însă, după cum arată toate controlele făcute de Ancom, s-a descoperit că Vodafone nu oferă servicii decât în, nu oferă servicii în 72 din 225, Orange în 12, iar Telecom în 6, adică nu și-au acoperit oamenii. Bine, adevărat, în mare parte, uite, din 225, restul au fost acoperite. 72 au rămas neacoperite. Da? Da, în fine, poate o să le acopere. N-am nimic, nici cu unul, nici cu alții. Așa că, atât Orange, Vodafone, cât și Telecom și-au luat 900.000 de lei amendă pentru că nu și-au îndeplinit obligațiile de acoperire națională. Voi știți foarte bine că noi facem live-uri pe Facebook, folosim foarte mult rețea, ne trebuie rețea puternică pentru a transmite semnal video, noi am vrea să transmitem de oriunde, dar nu ne permitem un abonament la internet prin satelit, frate, sau radio, cum era într-o perioadă, nici tu care e mai bun acum. Trebuie să mergem pe rețelele clare, clasice, una din astea, Vodafone, Orange, Cosmote, Telecom, da?
Pe una din astea trebuie să mergem, că nu avem altă variantă. Și se întâmplă să ieșim din roman, așa cum a fost, de exemplu, atunci când v-am prezentat în roman, în imagini, v-am prezentat centura, șoseaua de centură roman est. Cam ieșit din roman și clink, a picat semnalul. Păi nici nu știam că un abonament la telefonia mobilă sau la date acoperă doar orașul. Adică dacă ai ieșit din oraș, deja abonamentul nu mai e acoperit, gata. Ai abonament numai în oraș. Da? Aveam într-o perioadă o idee împreună cu amicul Ivo Bobal, de care v-am mai povestit, parcă. Dacă n-ați auzit niciodată de el, faceți un postiu de bine și intrați pe cupluta.ro. Cupluta, bre, da, ați auzit bine. Cupluta.ro. Oamenii ăia, eu n-am fost acolo și vrut să merg cu ei, dar nu s-a putut. Au făcut o coborâre cu Pluta, pe un traseu mai vechi, făcut de tatăl lui Ivo. Tot cu Pluta, în urmă cu ceva vreme. În fine, eu cu băiatul ăsta, cu Ivo Bobal, care e un tip foarte deștept, avem la un moment dat ideea să facem o tur al României pe motocicletă, transmisie live constant. Și ne gândeam noi să ne cuplăm cu Vodafone-ul, care tocmai ieșise pe piață cu transmisia lor de date fenomenală de oriunde și erau ăia doi care se căsătoreau în creierii munților și puteau să-i vadă de oriunde din lume pe telefon. Știți, nu? Spoturi. Și am zis, bă, ar fi mișto să facem chestia asta și să transmitem live constant pe unde mergem. România e frumoasă, e păcat să nu o vedem. România e faină, e păcat să nu o prezentăm. România e largă, România e întinsă, e frumoasă. Merită. Sunt locuri pe care ar fi păcat să nu le vedem măcar o dată în viață. Și am ieșit din oraș și nu am mai avut semnal. Clink. Da? Asta așa, ca idee. Deci, aflați că astea trei rețele și-au luat amendă 900.000 de lei pentru că nu și-au îndeplinit atribuțiile, obligațiile, etc., etc., etc. Nimeni nu-i mai ia în serios pe analiști. Știați? Toată lumea vorbește de, băi, România este o țară în care nu există specialiști, România este o țară în care nu există analiști, România e o țară în care nu există oameni clar stabiliți pe un anumit specialiști, da? Și când îi ai și ăia vorbesc, nu ia nimeni în seamă. Una, că predicțiile sunt proaste, greșite, doi, că situația zilnică se schimbă de pe azi pe mâine și toate predicțiile respective nu mai sunt valabile pentru că ele au fost făcute în contextul, într-un anume context, dar dacă a doua zi s-a schimbat contextul, clar că și condițiile se schimbă și predicțiile nu mai sunt valabile, dar în fine, trăim în România. Cum au ajuns analiștii să-și piardă încrederea publicului? Mai mulți factori tind să pună într-un cont de umbră reputația economiștilor, de exemplu, care își fac treaba sub umbrela guvernamentală sau au roluri de jucători importanți în piețele financiare. Impactul opiniilor formulate de economiști tinde să se reducă drastic după surpriza Brexit, furnizată de britanici în pofida tuturor avertismentelor transmise de analiști. Relațiile sunt încordate, șocurile prea puternice, și așa mai departe. Numărul locurilor de muncă în sectorul manufacturier s-a restrâns puternic, salariile au înghețat în țări ca Statele Unite. O mare parte din economiști susțin ideea liberului schimb comercial între piețe, dar ignoră cu desăvârșire faptul că acest tip de relație va crea mai mulți perdanți decât câștigători pe termen scurt și așa mai departe. Nu este de mirare faptul că publicul și-a pierdut încrederea în economiști, dar tipul acesta de respingere nu se rezumă doar la acest domeniu. Publicul larg se ferește de vaccinuri, boicotează mâncarea obținută din organisme modificate genetic, contestă teoria evoluției sau chiar evidența cauzelor încălzirii globale. Populismul economic ar putea fi un bun alt exemplu de scepticism, de expertiză, dar îngrijorător este nivelul în care acesta a reușit să penetreze rândurile celor două partide reprezentative pentru democrația americană, de exemplu. În acest mod, nu mai lipsește decât foarte puțin ca populismul să infesteze și politica oficială a Statelor Unite. Publicul larg se ferește de vaccinuri. De parcă nu știam. Boicotează mâncarea obținută din organisme modificate. Dar ai mânca un ou? Acum să fim serioși. Eu v-am mai spus de Agenda 21 și de Codex Alimentarius. Ați avut curiozitatea să intrați măcar 10 minute să citiți din chestia asta? În urmă cu 10 de ani s-a decis povestea asta. Suntem prea mulți pe planetă și nu susținem
planeta nu susține. Nu mai poate. Nu avem de unde. Și atunci era inevitabil că se va ajunge la alimente modificate genetic. Cât de buni suntem noi în genetică în momentul ăsta? Ha, nu foarte buni. E adevărat, s-au făcut progrese remarcabile, fără discuții. Chiar și în domeniul geneticii. Nu suntem atât de buni încât să fim ca în Star Trek să pui o pilulă cu o picătură de apă și să-ți iasă o pizza. N-am ajuns până acolo. Da? Deocamdată noi creștem chestii modificate genetic care nu sunt naturale. De ce? Că sunt modificate genetic. Nu poți să ai o pară modificată genetic să aibă gust de friptură de porc. Că nu mai e același, nu e normal. E o pară. Da? Și e normal că oamenii sunt oarecum sceptici când e vorba de mâncarea modificată genetic. Mă cam măcar apropii de final. O primărie din Cluj, cu asta cred că închei, o primărie din Cluj cere declararea stării de alertă pentru că nu mai are unde depozita deșeurile. Primăria Comunei Florești a cerut luni acordul Prefecturii Cluj pentru declararea stării de alertă din cauza imposibilității depozitării deșeurilor menajere colectate de la populație într-o rampă autorizată. Potrivit unui comunicat al Primăriei Florești, spun cei de la Mediafax, primarul Ioan Șulea a trimis acest comunicat. Operatorul de salubritate din comună a fost notificat de societatea care administrează rampa pe care se depozitau până acum deșeurile de suspendarea contractului, motivând că rampa s-a umplut și nu mai poate primi transporturi. Dar e bine că le-au zis luni că gata, nu se mai poate. Nu puteau să zică că 4-5 luni înainte, bă, se cam umple chestia. De unde știam? Ajuns la buză. Luni le-a spus, bă, știți ceva? Nu mai aduceți gunoi. Păi și cu asta ce facem? Nu mă mai privește? Nu-i problema mea. Nu-i problema mea, ar trebui brodat pe drapelul României. Păi, nu e problemă. Extindeți cimitirul, că și așa nu mai duceți gunoi acolo. Măcar acolo să aveți loc. Dragilor și dragilor, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția pe care distributivă pe care mi-ați oferit-o și astăzi, sper. Rămâne să ne vedem mâine la altă ediție a 24 de titluri. Până atunci, care fiecare dată, toate bune!